La ora asta, dar mă gândesc că nu... Că nu dormiți. Care e atmosfera? La sectorul 1, cel puțin. Nu, ziceți așa, atmosfera generală. După aia intrăm pe curiozități. Bun. Se putea mai bine? Apar, tot timpul se putea mai bine. Apar din ce în ce mai multe localități în care am câștigat primăriile și din perspectiva asta e foarte ciudat să câștigi primării mari, nu mă refer neapărat la comune, dar inclusiv comune, și totuși acest cor dat de exemplu de la nivel de europarlamentare să se confirme. Undeva ceva nu se leagă. Dar e în calcul, Cristian Zaidler, că poate, nu știu, nu mă aștept să te apuci să faci ca toate alea, dar te întreb, e în calcul că poate și lista a fost făcută într-o manieră, adică, poate că, nu știu, a descurajat prezența domnului Barna, mă gândesc. Strâmbe, știi, ca nu, mă întreb, nu. Poate a domnului Botoș, mă gândesc. Sau, uite, domnul Botoș, și mai sunt nume care ar putea să fie de natură să descurajeze intenția votantului. Bun, hai să luăm caz cu caz, dacă vreți. Te rog. Dan Barna este politicianul din USR care a obținut cele mai multe voturi pe persoană fizică. Cred că asta e matematică pură, nu putem controla. Asta e o... Da, mă rog. Ca candidat la prezidențiale. Și Iliescu a luat pentru PSD. Categoric. Oricare ar fi candidat... Da, mă rog, nu e... Bine, da, ce bun. Să nu răsucesc cuțitul. Acum ne-am pus toți pe tine. Da. Da, nu, eu vorbesc foarte real. Da, acum. Da. Pe de altă parte, am avut în România, serios, o dezbatere despre liste și despre candidați și despre programe? Nu, n-am nicio treabă, a zburat pe sub radar campania la europarlamentar. E vorba de nume, dar uite, de exemplu, la domnul Botoș acolo am tot văzut întâmplări, adică, apropo de nume, numele dânsului a fost legat de tot felul de situații mai complicate. Bine, dar acum, haide să simplificăm cât trebuie. Încercam să găsesc o explicație pentru scorul acesta mic. Asta păi hai asta să fie întrebarea. Da. Cristian Zaidler, care are explicația pentru scorul ăsta mic? Nu am o explicație și adevărul este că nu doar eu, ci suntem mai mulți aici, care nu credem în scorul ăsta. Opa! Iată, pot să am o explicație pentru mine însumi acum. Puteți să mă suspectați că am o explicație pentru mine și o alta pe care vă dau vouă. Da. Deși nu e așa. Dar că să pot să am o explicație pentru mine însumi, nu mă referam la Cristian Zaidler, ci la USR, la Alianța Dreapta Unită, da. Mai întâi trebuie să am un scor pe care să caut explicații. Momentan nu am un scor pe care să pot să încep să fac o analiză. Asta e adevărul. Scuze. Cristian Zaidler, Ioana Constantin sunt. Întrebare, voi aveți o numărătoare paralelă? Da, categoric. Bun. Și vă confirm că tendințele sunt foarte clare. Pentru că voi ce acuzați de mai degrabă? Sigur, nu spuneți că aveți un scor dublu, dar acuzați o fraudare a procesului electoral în secțiile de vot. Asta am acuzat toată ziua și este foarte clar că... Bun, și care poate să fie marja? Vă rog? Care poate să fie marja aceasta? 1%? 5%? Nu, nu-mi dau seama și nu vreau să fac speculații în sensul ăsta, dar dacă acele buletine preștampilate au fost, dacă această chestiune a fost o practică generalizată, se va reflecta într-un număr anormal de buletine de vot amplat. Așa, și ce se poate face? Adică asta e pur și simplu o explicație pentru sufletul nostru să zicem, de s-a și furat. Sau există niște consecințe dacă... Că s-a demonstrat că erau buletine ștampilate a priori. O să dăm chiar niște imagini în sensul ăsta. Uite, Radu are și niște imagini în acest sens. Dar hai să ne mai și bucurăm puțin. Unde ați câștigat așa cât de cât? Ce știți că s-a întâmplat la sectorul 1? Eu sunt și la sectorul... corect. Să o luăm în ordinea numerelor. La sectoarele 1 și 3, mai exact. Din numărătoarea pe care avem noi, conducem la sectorul 1. Nu am să vă spun cifrele acum, că nu mă... Dar e bun. La 2 merge cât de cât? Da. Deci se mai poate. Deci sunt speranță de victorie și la ambele sectoare. Așteptăm diaspora. Nu s-au clarificat în niciuna dintre situații, nu. Dar pare că, până la urmă, candidatul... Nu, rezultat final, ca să fie foarte clar, rezultat final nu există. Există doar câteva secții numărate și o tendință într-o anumită direcție. De Brașov. Timiș. Un oraș minunat. Nu am informații de la Brașov. Am cerut colegilor din Brașov. Nu pot să... Constanța, Bacău... Bacău categoric, da, să mai vorbit cu colegii din... Ați câștigat la Bacău? Da. În toate secțiile... Iertați-mi alăturarea de COVID. A câștigat Lucian Stanciu Viziteu cu un ecart considerabil. La Bacău a câștigat Lucian Stanciu Viziteu? În secțiile numărate până acum... Deci sigur la Bacău a câștigat... Asta e o surpriză foarte mare. Noi nu știam asta, da, insistăm. Numărătoare paralelă și primesc procesele verbale. Deci asta e o situație extrem de surprinzătoare. În Bacăul ăsta, te erai pe acum, desigur, e frumos, dar... Că acolo sau... Da. Pentru ei, da. Mă rog. Da. Timișoara? Da, știm. Timișoara, uitați peste toate secțiile de vot care au venit până acum în raportare și s-au numărat,
Din peste 30 de secții, două sunt câștigate de Robu, aproape 30. Ce să mai, că n-am mai scos o piesă de an de zile, Robu. Apropo de asta. Și a rămas cu folcul ăla. Care e răsturnări de situație unde nu vă așteptați și ați câștigat, că asta la câmpul lui Mușel nu cred că e vreun șoc, că a votat toată strada pe doamna la Scoli. Ce, unde ați... Întorsura Buzăului la fel. Ați luat și întorsura Buzăului. Categoric, cu un scor... Asta e o lovitură pentru domnul Ciolacu. Apropo de întorsătură, vreau să urmăriți niște imagini. Durează foarte puțin, dar sunt foarte concludente pentru ce ne spuneați un pic mai devreme. Cred că vreau să spun ceva. Cea mai tare lovitură e de fapt pentru domnul Ciucă, pentru că întorsura Buzăului, în ciuda considerațiilor geografice ale dânsului, se află în județul Covasna. Da, e important, pentru că a fost un moment jenant petrecut cu domnul Ciucă. Exact. Dar vreau să ne uităm un pic la Botoșani. O stație de la Botoșani. Avem imagine filmate de, înțeleg că, un candidat al dumneavoastră de la USR, în timp era ce... Da, dacă puteți să ne completați și vom vedea mai în minutele următoare, că sigur știți despre ce e vorba. Deci, practic, era o doamnă care ștampila buletinul de vot și n-a negat faptul că făcea chestia asta. Adică, eu n-am înțeles. Au circulat astăzi aceste imagini, hai să le urmărim. Durează 30 de secunde. Pentru că nu aveați voie să desfaceți buletinele de vot și cu atât mai puțin să le ștampilați. Vă rog să-mi dați o foaie albă să vă pot face întâmpinare. Și voi anunța imediat Biroul Electoral Județean și Poliția. Este ilegal ce ați făcut. Da? Este complet ilegal. Cine este președintele secției de votare? Eu sunt. Bună ziua! Știți că nu aveți voie să desigilați buletinele de vot? Da, candidat, dacă ați venit, veniți și cu o hârtie de strici și să vă faceți. Nu, că toată chestia asta pleacă la presă în secunda asta. Este complet ilegal ce faceți și vă fac plângere la poliție. Da. Aveți buletinul meu, puteți verifica calitatea de candidat. Vă rog frumos să-mi explicați de ce sunt desfăcute buletinele de vot. Eu în baza... președinte. Așa. Da. Bun, și aici furnizează o explicație care ne interesează. Bun, domnul Zaidă, am urmărit cu toții niște imagini care trebuie explicate într-un fel, adică bănesc că doamna aceasta pare că vine cu comite un lucru ilegal, adică nu are cu ce explicație să furnizeze pentru ce făcea acolo. Imaginile sunt de sâmbătă, da? Când s-au întâlnit de fapt toate secțiile de vot din țară și niște proceduri care trebuiau făcute duminică. Pentru că au o logică, dacă vreți, intrăm în detalii. Acolo, prin acordul și asumare, îmi place acest cuvânt, s-a încălcat legea. Adică a venit doamna președinte și a spus, eu mi-asum că încălcăm legea, că așa vrea mușchiul meu și ceilalți au tăcut... Ce-aș vrea să vă întreb, pentru o mai clară imagine. Deci ștampila pe care o aplica era ștampila aceea de control cu secția de votare de pe spatele buletinului sau da, vota? Da. Nu, era ștampila de control a secției de votare, dar problema există dacă faci această operațiune sâmbătă, pentru că, vă întreb, cum credeți că au putut fi date buletine de vot preștampilate? Ei, vedeți cum se leagă lucrurile? Da, nu, că e dubios oricum, dar era bine de lămurit. Bine, oamenii gospodari își ștampilează de sâmbătă pentru... Ioana Constantin are o întrebare. Două întrebări. Peste weekend a apărut această decizie a VEC-ului cu tipăritul de buletine. În afară de cele 20.000 despre care știm că s-au tipărit ieri, mai există alte buletine tipărite de BEC în acest weekend? Sau azi, în ziua votului? E o extraordinară întrebare, doar că, unul, conform deciziei BEC-ului, nu ar fi putut fi tipărite, pentru că solicitarea trebuia făcută până vineri seara la ora 23:59. Comunicatul BEC-ului ne dă un număr, alt comunicat ulterior n-a venit, deși ar fi trebuit să lămurească acest lucru. Nu știm oricum nici în ce județe și în ce localități. Mi s-a dat așa doar foarte scurt, cifră. Cristi, diaspora, Republica Moldova, aveți date? Știm ceva de acolo despre voturile românilor din diaspora sau de peste Prut? Nu am încă informații. Trebuie știut că pe același curs oral s-au închis și acolo vot. Știm doar din Asia, dar acolo sunt un număr foarte mic de voturi. Deci Asia nu schimbă drama. Cristian Zeidler, înainte de a-ți mulțumi pentru amabilitatea de a răspunde la această oră avansată întrebărilor noastre și de a-l asculta pe Ciucă, cam câți eurodeputați trimite Alianța Dreapta Unită pe scorul acestui moment? Dincolo de rămânerea definitivă a procentului, da, există o formulă de calcul, DON se numește, da, la o diferență relativ mică de voturi în plus sau în minus, poți să ai cu un europarlamentar în plus sau cu un minus. De asta, în plus față cam de cât? Păi, acum suntem la 4. Da? Pe scopul, deci în momentul ăsta aveți securizați 4, dar fapt nu, că poți fi și minus.
Deci între 3 și 5 europarlamentari. Eu aș merge și o spune chiar 6, dacă ați văzut, apropo, exit poll-urile, da, pe voturile estimate până la ora 20. Ați văzut exit poll-urile pe voturile estimate până la ora 22? Eu încă nu. Da, și asta e adevărat. Corect. Bun, deci cu o, de asta, o așteptare optimistă ar fi 6. 6 da, europarlamentari frumoși. Bine, mulțumim domnul Zeidler pentru...